Știți cum se spune? Minte sănătoasă într-un corp sănătos. Haideți să începem. Ne vedem peste 100 de flotări. Ne vedem peste o lună, da? Astăzi suntem în data de 7 iunie și aceasta este transformarea mea într-o lună de zile, da? Ce ziceți? Dacă vă place, dați un like și rămâneți pentru sfaturi și restul videoului, da? Ne-ați venit sau ați revenit pe canalul Daniel și Dad Exploring. Numele meu, pentru cine nu mă cunoaște, este Laurențiu, prietenii îmi spun Massaro și voi puteți să-mi spuneți de acum încolo Massaro. Videoul de astăzi este despre cum să ne transformăm corpul în 30 de zile sau cum să ne modelăm sau cum să devenim mai atractivi, cum să fim mai frumoși, cum vreți voi să-i spuneți. În privința aceasta o să vă spun câteva secrete și haideți să vedem cum a început totul. Astăzi este 4 mai, luni, 4 mai și m-am hotărât să încep să fac o transformare. Pentru cine nu mă cunoaște, eu am făcut sport încă de mic, începând cu clasa 4-a, judo este dragostea mea ca și sport, însă de ceva timp și mai ales de când ne-am mutat în Anglia, nu prea am mai avut timp să fac acest lucru, ceea ce deja a început să se simtă, să se vadă. Am hotărât ca de astăzi, 4 mai luni, pentru o lună de zile să fac câte 100 de flotări, 100 de abdomene în fiecare zi. Nu o să încep toate 100 pentru că mi-e imposibil, nu mai m-am mai antrenat de mult, nu am mai făcut sport de mult, însă voi face serii de câte 25 la început, vedem cum o să parcurgă. Ne vedem peste o lună de zile și vă spun exact ce impresie am, cum mă simt și vedem exact transformarea mea ca om. Ăsta sunt eu. Uitați-mă, în momentul de față, așa arăt. Ne vedem peste 100 de flotări. Ne vedem peste o lună, da? Să sperăm că dispare burtica și că ceva se va schimba. Este data de 7 mai. Yeah. This morning I did 26 push-ups and 30 push-ups. That is 56 push-ups. And I'm going to do 50 push-ups each day. Can you count? 4. 21, 22, 23. Corpul a început să se obișnuiască și să fie o plăcere să fac sport. Eu vreau să trăiesc în corpul acesta 100 de ani, cu mici reparații. Nu mă mai doare spatele. Pot să-l iau pe Daniel în brațe, deja îl ridic până la tavan. La cât de greu este el, l-ați văzut. E un copil solid și sănătos. Și acum să trecem la sfaturi, să vă spun ce m-a motivat pe mine, cum am reușit să fac această transformare, ce alimentație am avut, ce sunt proteinele și de ce avem nevoie de ele, vă spun și cum funcționează corpul uman și să începem. În primul rând, cel mai mare beneficiu, cel mai mare rezultat nu este faptul cum arăt eu, este că am reușit să-l motivez și pe Daniel să facă sport, să-mi fie un partener în această provocare. Ați văzut, și el a făcut abdomene odată cu mine, și el a făcut flotări, sărăcuțul cum a putut, dar le-a făcut. Abdomenele îi plac cel mai mult și îl antrenează foarte bine. Deci, găsiți-vă un partener, soțul, soția, prietenul, prietena, copiii, de ce nu? Trebuie să învățăm să facă sport încă de mici. Eu am început dimineața, am început să fac abdomenele și flotările dimineața. Bineînțeles că nu am reușit să fac toate 100, serie de 100, așa că am împărțit în serii de câte 25.
și am încercat să fac în fiecare zi din ce în ce mai multe, ca să îmi obișnuiesc corpul, să îmi depășesc acea limită. Atunci când nu mai puteam, mai făceam încă 5, chinuite, greu, dar altfel nu ajutăm mușchii să lucreze. Ca să ne crească masa musculară și să reușim să modelăm, să scăpăm de țesutul adipos, de grăsimile care se adună în jurul nostru, trebuie să avem și o alimentație corespunzătoare, da? Cea mai mare greșeală este să sărim atunci când sărim peste mese și nu-i oferim corpului alimentația și substanțele nutritive de care el are nevoie. Faceți o paralelă. Vă rog să vă imaginați o paralelă între o mașină cu rezervorul plin care vă duce din punctul A în punctul B și corpul vostru cu rezervorul plin cu substanțe nutritive, proteine, vitamine, minerale și care vă duce de acasă până la serviciu, din punctul A în punctul B. E, dacă mașina rămâne fără combustibil, fără motorină, se oprește. La fel e și corpul vostru. Dacă nu-i oferim corpului aceste substanțe nutritive, el se oprește. Deci cea mai mare greșeală, nu săriți peste mese. Aveți 3 mese principale plus 2 gustări, da? Deci asta este înțeles? Înțeles. Pe lângă mesele zilnice, dacă vrem să creștem masa musculară, dacă vrem să slăbim, trebuie să creștem masa musculară. Ca să creștem masa musculară, avem nevoie de proteine. E o informație pe care toată lumea o știe, din ce sunt formați mușchii, din ce este format corpul uman. Da? Mușchiul este format din 75% apă, 25% substanțe minerale și vitamine, proteine. Căutați pe Google, pe Wikipedia și aflați. E o informație care e la îndemâna oricui. Dacă nu creștem acest aport de proteine, nu avem cum să creștem masa musculară. Dacă nu creștem masa musculară, nu avem cum să creștem arderile în interiorul organismului, ca noi să topim țesutul adipos. Deci, proteine neapărat. Pe mine m-a ajutat foarte mult. După micul dejun, după antrenamente, am luat un shake proteic, care știu sigur că îmi oferă tot ce am nevoie ca mușchiul meu să crească, da? 25 de grame de proteine sau 50 de grame de proteine, dar pentru asta mai întâi avem nevoie de apă și de un shaker, un pahar din ăsta cu un arc înăuntru care ajută să se amestece mai bine. Opa, așa, v-am arătat, da? Shakerul, paharul, apă. Și un shake de proteine, o pudră, este așa o pudră, un amestec cu aromă de ciocolată. Eu folosesc 4-5 măsuri, pentru că... Câte măsuri am pus? N-are nimic, dar mai punem una în plus. Nu strică. Știu că mi oferă tot ce am nevoie pe parcursul zilei și în această perioadă în care eu vreau să cresc masa musculară, da? Exact ce v-am spus, vitamine, minerale, amestecăm de 2 ori. Cea mai bună proteină este proteina din zero animal, zero de la lapte sau proteina din mazăre sau soia. Este cea mai ușor de asimilat de către organism. Cum funcționează corpul uman? Haideți să vă spun un secret. Corpul uman funcționează în felul următor. Noi când sărim peste o masă, noi totuși funcționăm, da? Mușchii sunt de două feluri. Mușchi care sunt mușchi activi și mușchi pasivi. Mușchii activi se activează atunci când mergem, când facem sport. Mușchii pasivi sunt cei care ne ajută să funcționăm. Noi ca și om, oameni, când dormim, inima, când stăm efectiv și respirăm, și aceștia sunt mușchii pasivi, care dacă reușim să creștem masa musculară, și acești mușchi vor arde grăsimile, vor arde țesutul adipos chiar și când dormim. Așa funcționează țesutul, așa funcționează sistemul, corpul uman. Da? Noi dacă privăm corpul uman de aceste substanțe nutritive de care are el nevoie să funcționeze,
el își face depozite, pentru că ziua are 24 de ore, noi trăim 24 de ore din 24. Respirăm, gândim, visăm, tot. Deci, corpul își pune în cămară. Cămara corpului se află în țesutul adipos, care este subcutanat sau visceral, în interior. Depinde, fiecare cum este făcut. Suntem diferiți cu toții și arătăm diferit. De aceea, trebuie să-i oferim corpului mese regulate la ore regulate. Asta este cel mai important. Da? Înțeles? Înțeles! Pe lângă shake-ul proteic pe care eu l-am consumat după ce mi-am făcut antrenamentele, bineînțeles că am luat și supliment de vitamine. Am luat omega-3 pentru că avem nevoie, ne ajută în articulații. Am luat supliment de vitamine, de B-uri, pentru că ne ajută să asimilăm mai bine proteina. Și am luat și vitamina D pentru că, după cum știți, noi trăim în Anglia și aici nu prea avem contact cu soarele. Și ne ajută la piele, ne ajută să arătăm altfel, ne ajută în mușchi. Deci nu uitați și de vitamine, da? Suplimenți. N-avem ce face. În mâncarea de zi cu zi nu se mai găsesc atât de multe vitamine, minerale, câte ar trebui să fie, de câte are nevoie corpul nostru ca să funcționeze. Și rezultatele, din păcate, se văd. Da, știu, mulți o să spuneți, ok, dar eu alerg. Da, dar uitați-vă la corpul unui alergător de maraton și uitați-vă la corpul unui alt sportiv, un judocan, un luptător de kickbox, un culturist. Ce corp v-ar plăcea să vedeți voi dimineața în oglindă? După o lună de zile, v-am spus, la început mi-a fost foarte greu și mie, parcă mă dureau toate oscioarele, toți mușchiuleții, parcă mă dureau pentru că nu am mai făcut sport de mult. Corpul meu nu mai era obișnuit să facă lucrul acesta. Dar, cu timpul, după prima săptămână, deja totul a început să-și revină la normal, corpul a început să se obișnuiască și să fie o plăcere să fac sport. Puteam să fac mult mai multe exerciții, însă am vrut să văd care este schimbarea mea doar cu 100 de abdomene și 100 de flotări în fiecare zi. Nu uitați, sportul este mai atractiv atunci când este făcut între prieteni, atunci când este făcut între amici și poate, dacă mergeți în sală, cu siguranță veți găsi un personal trainer. Personal trainer, antrenor personal. Și haideți să vă arăt și rezultatul meu, pentru că până la urmă o imagine, o poză și o imagine vorbește de la sine și arată, înseamnă mai mult decât 1000 de cuvinte, da? Opa, așa, stați că m-am încurcat în scaun. Acesta este rezultatul meu după o lună de zile. Ce ziceți? Am reușit să fac o schimbare? Am reușit să arăt altfel? Cu siguranță nu mă voi opri aici. Voi continua să fac sport, voi continua să fac aceste exerciții, doar că le voi face la o intensitate mult mai mare, pentru că a trecut luna și nu mai sunt blocat de 100 de flotări și 100 de abdomene. Nu uitați, like, coment, abonați-vă, ne vedem data viitoare. Pa, pa!